Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la Față în Față, emisiunea care vă spune adevărul în față. Nu știu dacă știați câți primari sunt în România în acest moment. Dacă nu vă spun eu, 3.180 de primari și 40.022 de consilieri locali. Deocamdată eu i-am alături pe doi dintre aceștia în această seară, așa că dați-mi voie să vii prezint. Alături de mine, domnul Nicolae Moldovan, primarul orașului Beclean. Bună seara! Bună seara! și domnul Andrei Poca, primarul comunei Sâncraiu. Bună seara, bine ați venit. Vă mulțumesc amândurora pentru că ne ați acceptat invitația. Ne bazăm pe investiții, buget record pentru investiții în 2024 sau bugetul pentru 2024, un buget pentru dezvoltarea României sunt câteva din titlurile furnizate de către coaliția de guvernare. Probabil că mulți dintre primarii din România ar spune nu doar 2024, pentru că, de-a lungul timpului, sunt foarte mulți care s-au evidențiat prin atragerea unor sume impresionante în localitățile pe care le păstoresc, fie că vorbim de banii europeni sau naționali. Cert este că s-au făcut investiții, vedem pași semnificativ înspre dezvoltarea României. Dar până acolo e o, o discuție foarte interesantă de legată cel puțin de etapele pe care trebuie să le parcurgă un primar, de exemplu, pentru a reuși să-și dezvolte comunitatea. Domnul ministru Marcel Boloș spunea de curând, după 30 de ani de administrație și 16 în domeniul fondurilor europene, am văzut toate ipostazele în care sunt puși primarii. Ei au cea mai grea misiune, sunt cei care muncesc cel mai mult pentru comunitate, să pună rezultate pe masă. Ei sunt cei care vibrează lângă cetățeni și care implementează proiectele concrete pentru oameni. Dar dacă am început cu numărul acestora, aș vrea să intre pe invitații mei dacă li se pare, nu știu, un număr care ar putea fi modificat. Vă întreb aici ce părere aveți despre discuția legată de reforma administrativă. Pentru că s-a tot purtat. Da? Sunt 3.180 de primari, repet, și se discută deci, de o comasare. Da, nu cred că numărul efectiv dar sunt situații care le vedem și noi că anumite comunități mai mici. Sigur că trebuie aici să avem o discuție și o dezbatere în care uh, acele uh, localități uh, comune pot să, să se comaseze. Uh, dar rămânând, sigur în zona respectivă, uh, o formă în care să deservească cetățeanul fiindcă ar apărea o bulversare și atunci s-ar putea să se micșoreze acest număr să sau zicem. să se reducă numărul consilierilor locali de exemplu. Aici cred că e mai simplu asta chiar se poate lua această inițiativă fără o bulversare foarte mare dar chiar și unele primării care efectiv sunt pe Greu se susțin costurile efective de salarizare a personalului, care e redus oricum, nu știu. Am văzut primării cu șapte, opt, zece funcționari că funcționează astăzi, dar trebuie și aici să avem o. În prim, prima atenție trebuie să fie să putem să dăm servicii către cetățeni zilnic. Deci trebuie să ne gândim și la acest aspect. Apropo de salarizare. Domnule primar sunteți mulțumit de salariul dumneavoastră? Se discută despre o majorare a salariilor primarilor, nu? Vi s-a promis cu 5%, dar între timp am văzut că ați făcut, sau cel puțin mare parte din primăriile din țară, au făcut o grevă de avertisment. Urma ca pe data de 5 februarie să se întâmple și greva cea mare, să o numim așa, doar că ea a fost amânată pentru două săptămâni. Da, în niciun caz nu este o problemă prioritară salarul meu, dar trebuie știut și referitor la reforma în administrație, cu siguranță că trebuie găsit o soluție optimă, pentru că la nivelul comunelor, cel puțin de categoria treia pe care le reprezint și bine a zis colegul din platou că avem 80 angajați, ei ca să acopere toate sectoarele și toate serviciile, trebuie să uh, cunoască foarte multe domenii. Oarecum trebuie să fie poliglot, pentru că la noi un. Uh, Ofițer de stare civilă face și ISU face și contabilitate și face foarte multe până când la nivelul comunelor mai mari sau orașelor sunt compartimente, evident, care fiecare cu felia lui. Deci nu este ușoară și e, corelând că și salariile e, se stabilesc în funcție de salariul viceprimarului, e, angajați din categoria treia de comună e, este. E, foarte, foarte neacceptabil. Cum ați vedea o reformă administrativă? Adică dumneavoastră, de exemplu, gestionați o comună cu mai puțin de 1500 de locuitori, bine zic? Nu, avem 1800 de locuitori, 1, dar am uh, accesat toate posibilitățile de a obține finanțări și avem o comună, zic eu, la standarde europene, în care toată infrastructura este rezolvată și uh, nu ne-ar conveni deloc ca să fim comasați cu cineva, chiar cu oraș sau alte comune și să stăm pe tușă 20 de ani sau 30. A, deci din perspectiva dumneavoastră, credeți că puteți să luați un avânt mai mare la nivel de dezvoltare în felul acesta? Absolut. Adică nu credeți că ar fi un avantaj în a exista o comasare cas. și Poate unii o văd o putere mai mare. Pentru noi, în niciun caz, și dacă luăm și pe principiul ca să fim cât mai aproape de cetățeni, cu siguranță că acest principiu ar avea de suferit la numărul consilierilor locali, cu siguranță, sau munca de secretariat la mai multe comune care să participe la ședințele de Consiliul Local, evident, dar munca de jos trebuie păstrat la nivelul comunelor. Sunteți de acord, domnule Moldovan? Da, asta spuneam, că mai ales că e chiar un caz în care 1800 de locuitori, odată ce nu mai există efectiv o administrație zilnică care să se ocupe de atragerea fondurilor, de demersurile efective cu care se confruntă 1800 de cetățeni, însă 1800 de probleme. Și atunci trebuie gândit în așa fel încât să putem să Uh, fim uh, pe, uh, pe, dorința cetățeanului. Fiindcă asta e și rolul administrativ uh, a nostru. Suntem la dispoziția cetățenilor care îi reprezentăm. Noi 12.000, uh, domnul primar uh, 1.800. Uh, și atunci uh, se poate face o reorganizare încât să se facă o economie uh, națională uh, efectivă uh, prin uh, unele uh, să zic, care sunt acum funcțiuni, care poate că sunt în plus, cum ar fi consilierii, cum sunt exact cum spunea și domnul primar, secretariatul, consiliilor locale se pot deservi de celelalte localități. Deci oricum ca și idee generală, o problemă defalcată își găsește rezolvare mai rapidă decât o problemă mai mare, să zicem așa, Unificată. Considerați că fiecare cetățean trebuie să aibă cumva acces sau să aibă susținerea unui lider, să-l numim așa pe primarul comunei respective, decât să facă parte dintr-o comunitate foarte mare și să nu-și găsească rezolvare prin apropierea aceasta de care tot discutați de cetățean cu siguranță că așa este. Deci drumul cel mai scurt este ca și acum. Deci ținem legătura cu orice cetățe, cetățean, cunoaștem doleanțele și putem să rezolvăm problemele prompt. Și... Legat de greva din primării, care sunt nemulțumirile? Uh... Nu știu, la primăria Beclean nu. Este nu avem, nicio nemulțumire? Nu nu, nu avem uh, timp de greve, vă dați seama că e un volum de muncă foarte mare, uh, foarte multe proiecte care le derulăm, și oamenii chiar s-au îngrenat fiecare pentru uh, proiectele care le derulăm. Nu am. Uh, am auzit de aceste nemulțumiri la nivelul altor uh, primării. Să știți că și, și grevele nu trebuie să le știu eu, chiar dacă nu există la noi nemulțumirile care apar în rândul anumitor categorii sociale, să zicem așa, că am văzut greva nu agricultorilor a polițiștilor a si, cei din silvicultură și acum îmi spuneți de greva funcționarilor Să știți că aceste stări de nemulțumire sau de știu eu, care contestă ceva, trebuie să fim foarte atenți, noi, ca și oameni de conducători, ca și guvern, și să nu neglijăm, adică să să spunem că nu au suport ceea ce susțin. Trebuie oamenii. să existe unitate și în cadrul acelei Exact. Tesla. Nu, trebuie să fim foarte sensibili noi ca și primar și eu cred că și colegul din platou, domnul primar, întotdeauna când apare o, o nemulțumire și dacă mai ales se aliază 2, 3, 5, 10, 10 deja acea nemulțumire trebuie să o luăm în considerare și urgent să venim cu, cu un răspuns fiindcă nu sunt, nu sunt acestea provocate așa artificial. Înseamnă că acele persoane sau acea categorie se confruntă cu anumite probleme și ăsta e de fapt rolul nostru să aducem un răspuns la așteptările care le-au cetățenii care îi reprezentăm. Și dacă ar fi o astfel de nemulțumire în cadrul funcționarilor, colegilor, eu nu îi consider, eu consider colegi de atâția ani cu ei acolo, în fiecare zi consider colegi. Dacă colegii mei din primăria care o reprezint aș simți ca o nemulțumire, automat trebuie să vin să răspund acelei așteptări. Dar ca să încheiem cu partea de nemulțumiri, îmi spuneați că la dumneavoastră nu este este cazul, la fel dumneavoastră, domnule primar, spuneați că, sigur, salarizarea nu e o prioritate, dar totuși considerați că salarizarea de care beneficiați în acest moment este direct proporțională cu eforturile și munca pe care le depuneți în cadrul comunităților pe care le conduceți, pentru că sunt foarte multe discuții în spațiul public, de aceea vă întreb, legate de faptul că unii primari sunt prost salarizați și cu toate acestea desfășoară o activitate. Destul de intensă. Da, sunt de acord total cu colegul meu că nu ne permitem grevele, pentru că, cum v-am spus, din opt angajați, fiecare compartimentare un angajat și deja ba trimiți acasă oamenii care vin cu problemele lor, că vin a doua zi și tot pe capul tău să sparge. O problemă care ar trebui regândit este salarizarea unitară. Deci, e, e, nu este permis ca la diferite categorii de comună și o să zic și un nonsens. E, Având în vedere că salariile se aliază la salariul viceprimarului, ne trezim ne trezim că șoferul unui primar de oraș mai mare are salar mai mare decât șeful compartimentului financiar din primăria Sâncraiu, care administrează momentan 13 milioane de euro. Deci, da, având în că vedere că salarul viceprimarului, toate merg în sus, pe când la comune, contabilul șef, care administrează 13 milioane, ia sub salarul șoferului. Și deci, că dacă vă gândiți mai bine, totuși există nemulțumiri, doar că nu vă permiteți Cu să le avem, expuneți acum. Oarecum avem și noroc în ghilimele, pentru că nu sunt foarte mari posibilități că am rămâne fără personal. Și vă dați seama că cine e contabil șef și administrează milioane de euro. Pe urmă, nici nu pot să motivez. Părerea mea că un consilier superior ar trebui să aibă același salari, indiferent că e la comună, categoria a treia. Oraș de categoria a doua sau în Ministerul Finanțelor. Evident că șefii de compartimente unde sunt funcții de conducere să primească un spor în plus, dar consilierul superior din minister, din orașe și din uh, comune trebuie să fie la fel. Vă spun de ce. Pentru că, cum v-am spus, ofițerul de stare civilă este și ISU, este și secretarul comunei momentan. De aia trebuie regândit funcția asta de secretar Poate să se ocupe de mai multe comune Dar atunci, efectiv, de ședințele de Consiliu Local Nu și de problemele de fond funcțiar și toate aceste probleme Bun, și aceste aspecte pe care dumneavoastră le semnalați Cui le semnalați mai departe ca să ajungă acolo unde se pot lua decizii? Da, asta este și un punct de vedere al partidului la care, să zic așa, reprezintă așa. Deci, această salarizare unitară, deci denumirea este foarte bine definită, numai sumele în spatele acestor funcții nu sunt la fel. Stați că aici vorbim de partide diferite și atunci vă întreb dacă sunteți de acord cu această idee a domnului primar. Uh, nu, avem, uh, avem asociația orașelor, avem uh, parlamentarii care ne reprezintă. Uh, avem uh, avem prin cine? Avem uh, nu noi nu avem uh, bârghile, da, avem și guvernul, nu? Avem reprezentat. oameni, uh, uh, da. Și eu cred că se cunosc aceste doleanțe ale noastre, numai că întotdeauna doleanțele, cumulul de doleanțe trebuie să fie și posibilități bugetare. Că trebuie să recunoaștem și noi când facem, am făcut acum cam toate primăriile, am rezolvat și am aprobat bugetele locale. Nu toate doleanțele care ne-au venit din din cadrul cetățenilor noștri. Că sunt care știu, la formarea bugetului, se pun tot felul de cereri din diferite ONG-uri sau chiar biserici sau chiar punctual consilierii vin cu problemele Dar Nu, este nu totdeauna avem posibilitatea de a rezolva toate aceste probleme. Așa e și guvernul. Am discutat despre comasarea localităților. Văd că e foarte uzitat acest termen de comasare în ultima perioadă. Nici nu știu, cred că de la începutul anului în fiecare ediție am discutat despre comasarea alegerilor. Până să comasăm alegeri, propun să comasăm efortul dintre stat și mediul privat pentru a găsi soluții care să ajute concret economia, spunea ieri în cadrul ședinței de guvern prim-ministrul României, domnul Marcel Ciolacu. Între timp, înțeleg că în cadrul coaliției de guvernare, totuși s-a decis comasarea localelor cu europarlamentarele. Localele vă vizează în mod direct, astfel încât vreau să știu părerea dumneavoastră despre, uh, hai să-i spunem, constituționalitatea acestei uh, decizii, dar dincolo de asta, despre cum vă vizează în mod direct. Noi, uh, ca și oameni de administrație, întotdeauna au fost în iunie uh, alegerile. Singur... Singurul mandat în care au fost în septembrie decalate din cauza pandemiei. A fost data trecută, în 2020. Și să știți că, comparând când a fost cel mai bine, în data de iunie, e cel mai bine venit pentru, cred că pentru toate administrațiile, să, să fie alegele. Din punctul ăsta de vedere, a rezultatelor efective, din punct de vedere administrativ, noi suntem, să spunem, vrem să se facă această comasare din punctul ăla de vedere, în care discuțiile foarte juridice și pe, axate pe, pe nuanță. Eu cred că juriștii și experții în a ce înseamnă europarlamentarele, deodată cu locale, să discute, să dezbată această parte. Noi, ca și oameni de administrație, de acord. suntem de acord să fie în Bine, iunie. înțelegem oricum că sunt mai multe state din Europa care au procedat în felul acesta. Deci, bănuim că nu toate sunt în ilegalitate. Domnule Poca, locuitorii din Sâncraiu, față de care sunteți atât de apropiat, înțeleg fac diferența cumva și aici mă refer până la urmă la orice alegător. Când se pot crea confuzii, haideți să vă întreb altfel, în momentul în care mergi să pui ștampila pe buletinul de vot, când știi că trebuie să-ți votezi primarul nu? și consilierii locali și europarlamentarul care să te reprezinte în Parlamentul European. Deci, noi tot timpul suntem pregătiți și cine muncește în decurs de patru ani cred că nu trebuie să aibă nicio emoție indiferent dacă se ține și noaptea alegeri Nu este nicio problemă. Sigur, acum, legal și constituțional mai sunt niște hopuri de trecut pentru că uh, în Parlament nu poate fi trecut uh, această lege, numai cu o ordonanță de urgență se poate și și ăla poate fi atacabil. Eu nu sunt ferm convins că ambele partide de guvernământ uh, vor și mai mult testează fiecare ce și cum. Cine cu siguranță, că cel puțin din informațiile pe care le dețin, și am avut și eu birou permanent. Da, zice astăzi. Ține, cine nu vrea! Mă rog, că știm știți și că noi, la două partide mari, totdeauna sunt și e, jocuri de culise, mă rog, cu siguranță. E, din punct de vedere al cheltuirii banului public, evident, că am face o economie, nu facem două rânduri de alegeri. E, Referitor la comunitățile mici, comunicarea este mult mai simplă și că primește acum un buletin în plus pentru europarlamentare, nu văd cu ce ar deranja pe cel mai nepregătit alegător. Candidați și anul acesta, da? Stați să vedem să se stabilească prin alte. Sau văd cel puțin să. Sigur, Continua cetățenii trebuie să-și dorească. E cel mai important. Dar până să-și să dorească ei și să-și arate asta pe buletinul de vot, trebuie să vă anunțați candidaturile. Asta e clar. În momentul în care se, se decide efectiv data alegerilor, atunci putem să ne facem o, sigur, o perspectivă a viitorilor alegeri. Mai ales la noi, pentru că în cadrul UDMR-ului, dacă sunt mai mult doritori, se fac prealegeri. Deci oarecum la noi este și un ritm mai alert dacă se aprobă comasarea celor două alegeri. Am înțeles. Deci, oricum, aproape jumătate dintre români, 49,4%, cred că alegerile din 2024 ar trebui organizate separat, în timp ce 46,6% se pronunță în favoarea comasării unora dintre scrutine, asta conform datelor unui sondaj realizat de Inscop. Comasarea primului tur al prezidențialelor cu parlamentarele, că și aici e aceea de-a doua, Discuție, are cei mai mulți susținători, 82,9%. Despre cea de-a doua comasare, ce părere aveți? La fel, adică se fac niște bă, economii acolo la buget, din punctul ăsta de vedere. Și acolo, exact acel, același argument, un buletin în plus. Acolo, chiar e mult mai simplu ca, ca și europarlamentarele. E și cea mai importantă, cred că alegere președintele României. Uh, am văzut de-a lungul anilor, e cea mai importantă alegere. Deci, dumneavoastră, oricum sunteți de acord, la dumneavoastră am simțit un pic de scepticism, A, dar. Uh... Pentru noi nu, nu este uh, ușor, pentru că noi totdeauna ne luptăm cu pragul electoral. Da. Deci, și orice mobilizare în plus, dacă electoratul partidului uh, nu se prezintă în aceeași proporție, s-ar putea să așa, așa este. unde nu trebuie. Așa este. Domnilor primari, ne-am propus astăzi să discutăm, așa cum începusem ediția, despre investiții. Știu că ați făcut astfel de investiții în cadrul comunităților pe care le conduceți, dar dincolo de asta, până să intrăm mai în detaliu, noi am pregătit un interviu cu domnul Adrian Veștea, Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Dumnealui ne-a prezentat principalele programe de investiții în România, dar mai important decât atât, în ce constă relația cu autoritățile locale, adică relația Ministerului Dezvoltării cu primarii, pentru că e o verigă esențială în tot ceea ce înseamnă implementarea acestor investiții. Vă propun și dumneavoastră și celor care ne urmăresc să le ascultăm, după care ne reîntoarcem aici în platou și vedem dacă confirmați ceea ce spune domnul ministru. Vă rog. În momentul în care mi s-a făcut această propunere de a veni către Ministerul Dezvoltării, am considerat o provocare de fiecare dată, Doream să ajung în zona de decizie, în zona în care să vină și să îmbunătățesc, nici pe departe de a crea o barieră între acest minister sau ministerul pe care îl conduc și uh, autoritățile locale. Tocmai din acest motiv uh, am avut șansa încă de la începutul mandatului meu să merg în 35 de județe, să stau de vorbă cu colegii noștri primari. Am avut de asemenea inițiativa și am invitat de fiecare dată la Ministerul Dezvoltării. Chiar în cursul zilei de astăzi am avut. Uh, Uh, un număr de aproape 40 de primari cu care am semnat proiecte pe Angel Salini. Am considerat de cuvință că este bine să ne cunoaștem, este bine să nu există uh, niciun fel de barieră sau de uh, blocaj între cele două instituții, ci din contră să facem front comun. De cele mai multe ori, poate chiar am fost interpretat ca un sindicalist, să-i spun așa, voalat, fiindcă tot este uh, la modă acest termen, în, uh, pentru autoritățile publice locale. De fiecare dată m-am pus în pielea lor, le cunoșteam uh, greutățile și problemele și de fiecare dată am încercat să vin uh, uh, cu puncte de vedere de la nivelul Ministerului în așa fel încât, uh, alături de ceilalți colegi din guvern, să găsim soluții în care să deblocăm anumite situații și să le dăm oportunitatea să poată implementa proiectele respective. E clar că dumneavoastră vedeți un atu în relația dintre Ministerul Dezvoltării și autoritățile locale. Dar, după cum bine știm, nevoile sunt multe. Cum le prioritizați? Adică dacă vin, iată, Am, 40 de primari la dumneavoastră, fiecare cu da, câte 10 da, solicitări. Avem, avem astăzi, consider, cele mai mari oportunități care au fost în ultimii 20 de ani. Evident, toate aceste oportunități nu înseamnă că uh, orice solicitare, uh, la orice nivel, uh, se poate rezolva de pe zi pe alta. Dar au fost. Uh, uh, ghiduri de finanțare, fie din fonduri europene, fie din programele naționale, care s-au adresat problemelor și au avut soluții pentru problemele comunităților din România. Am și spus că doar cine n-a vrut, n-a putut aplica pe o serie de oportunități care au existat. Nu cred că mai este sau mai sunt vremurile în care un ministru să aibă acel pix în care să valideze și să aprobe tot felul de fonduri, toate trebuie gândite din punct de vedere procedural. Trebuie să există o competiție, trebuie să există o interesare din partea beneficiarilor respectiv a primarilor, în așa fel încât în momentul în care Africa de fapt apar în Anumite programe și o anumită adresabilitate la nivelul acestor programe, tu deja să ai o minimă documentație pregătită, un studiu de fezabilitate, în așa fel încât să poți aplica. Iar ceea ce cred că este foarte important este perseverența. Contează foarte mult ca. Acele proiecte care la început nu sunt vizibile, sunt de fapt documentații și, știu, care duc la semnarea unor contracte, să reușești să le pui în practică. Lucrurile nu se fac ușor, fiindcă apar foarte mulți factori în derularea unor proiecte, de la evaluarea acelor proiecte care duc la semnarea contractelor, ca ulterior să ai proceduri de achiziție care, știu, să-ți dea șansa sau neșansa de a avea un constructor serios, un constructor care să-și poată îndeplini condițiile contractuale, care să nu fie pus într-o situație, știu, financiară în care să, știu, să abandoneze proiectul la un anumit moment. Și atunci, toate aceste etape derulate duc la materializarea acestor proiecte care sunt extrem de așteptate de către cetățeni dacă nu ai perseverență, dacă nu ești preocupat ca în fiecare zi să derulezi proiectul respectiv și în același timp să ții pasul și cu celelalte proiecte și să pregătești proiecte noi, fiindcă până la urmă trebuie să existe permanent această, această preocupare, pe de o parte să le implementezi pe cele existente, iar pe partea cealaltă să pregătești documentații pentru a aplica pe alte oportunități de finanțare. Iar astăzi cred că nu există nicio comunitate care să nu poată beneficia de astfel de oportunități. Programul acesta, Angel Salini, ce se concretizează anul acesta, de exemplu? Da, pro programul Angel Salini este un program care este la început de drum, este un program care se adresează, deși foarte mulți îl priveau ca pe un program părtinitor, este un program care a fost extrem de transparent, un program care a stabilit de la bun început niște o procedură cât să poată declara și niște criterii care au fost obligate de aplicat, atât în ceea ce înseamnă plafonul care era alocat unei anumite localități care aveau un anumit număr de cetățeni, cât și uh, care sunt obiectivele care aveau prioritate la finanțare. Prima dată au avut prioritate cele legate de uh, alimentarea cu apă și de, uh, și de canalizare, ulterior uh, și partea de infrastructură și avem și un uh, program care se adresează introducerii uh, gazului metan în foarte multe localități. În felul acesta putem spune că din cele 3228 de unități administrativ-teritoriale avem 3100... 40 de unități administrative care au aplicat și sunt beneficiarele acestui contract. Deci, practic, doar cine nu a aplicat și cine nu și-a dorit să obțină un astfel de proiect, ținând cont de faptul că a fost un proiect în care s-a creat, s-a dorit a echilibra situația și de a elimina anumite disparități din anumite zone ale țării, între rural și urban, Putem spune că astăzi toți cei care uh, au fost incluși pe ordinul de ministru și care în prezent încarcă în platforma respectivă, fiindcă sunt o serie de obligații pe care le au, uh, Contractele nu s-au știu, s-au semnat fără să li se ceară niște documente prealabile, cum ar fi zona pe unde implica aceste unde implementau aceste proiecte să fie în proprietatea beneficiarului. Sunt anumite anumiți indicatori, obținerea anumitor avize. Și în felul acesta putem spune că toți cei care au fost cointeresați și din cei 4.600 de beneficiari pentru apă, canal și infrastructură rutieră, avem deja aproape 3000 de contracte semnate sunt contracte care deja sunt în implementare, de asemenea sunt și contracte care sunt pe gaz metan, fiindcă și acolo avem 1800 de beneficiari. Toate aceste contracte vor duce la modernizarea vor duce la modernizarea României, indiferent de ce colț al țării ne aflăm atât în mediul rural cât și în mediul urban, atât în zona de apă, canalizare, cât și în zona de infrastructură rutieră. Da, și cei care făceau aceste acuzații de părtinire probabil nu cunoșteau exact aceste criterii în funcție de care se da. acordă. Cred că banii. astăzi s-a eliminat această și nu mai există această suspiciune. Au fost poate pot fi tot felul de speculații, ar fi fost vremuri în alte perioade, dar ceea ce vă pot asigura este faptul că de această dată nu cred că își permite cineva să mai aluce sume părtinitor. Deci nu există nicăieri în zona publică posibilitatea de a aloca după bunul tău plac și vezi, Doamne, în ce poziție te-ai trezit tu peste noapte, să te apuci să faci tot felul de, știu, eu, de aprecieri, fără să ai niște proceduri prealabile, stabilite, competiții între proiecte, în așa fel încât fiecare dintre beneficiari să pornească și să ia startul având aceleași, aceleași condiții de eligibilitate. Apropo de modernizarea României, în momentul acesta, în anul 2024, nu mai avem toalete în curtea școlii. Da, nu mai avem toalete în curtea școlii și este un lucru extrem de bun. Am văzut uh, o preocupare atât la nivelul guvernelor României, cât și la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Vă spun că și fost președinte de Consiliul Județean în momentul în care dădeam sume de echilibrare a bugetelor. Unele dintre ele erau uh, direcționate strict la capitolul bugetar care se adresa acestui aspect și erau uh, acele sume nu se putea cheltui în altă parte, sub nicio formă, decât în momentul în care puteau să să finalizeze și să nu mai, să nu mai există știu, o toaletă în, în curtea școlilor. Și în felul acesta autoritățile locale au înțeles și au venit în sprijinul celor mici. și Putem spune astăzi că am depășit o, o situație care persista de o bună perioadă de timp. Ceea ce cred că este foarte important este faptul că mm. nu trebuie să Rămâi doar în zona de, zona de birou. Cred că este foarte important să înțelegi România Reală, mai ales din poziția de ministru al dezvoltării administrație și lucrărilor publice, fiindcă sunt foarte, multe, sunt foarte multe obiective și foarte multe lucruri pe care cred că trebuie să le înțelegi la firul iernii. Iar în momentul în care ai impresia că le cam știi pe toate și te închizi între patru pereți, de nu cred că ai aceeași eficiență, cred că lucrurile le poți învăța de la fiecare primar, indiferent din ce cătun al țării se află și lucrurile acestea cred că pot contribui la o formare profesională și în același timp de a avea bune practică pe care să le pui, le pui la dispoziția altor, altor primari, în așa fel încât să avem eficiență mai bună. Aveți și foarte multe instituții în subordine, adică trebuie să manageriați și genul acesta da, de Sunt, sunt și alte, sunt foarte multe instituții pe care, pe care Ministerul Dezvoltării le are ca și coordonare sau în subordine, printre ele aș putea să enumăr atât Agenția Națională de Cadastru, Agenția Națională a Funcționarilor Publici Institutul Național de Administrație. Avem de asemenea Inspectoratul de Stat în Construcții, Agenția Națională de Locuință, de asemenea Compania Națională de Investiții. Deci sunt instituții pe care Ministerul Dezvoltării trebuie să le gestioneze. Practic toți acești oameni se raportează de cele mai multe ori și dar în momentul în care ajung în situații critice tu trebuie să fii măsură sau prin intermediul colegilor să le dai niște sfaturi pertinente, niște sfaturi care să, să vină în sprijinul știu eu, provocărilor pe care le au la nivelul instituțiilor lor, în așa fel încât să avem continuitate. Deci vă sună telefonul în continuu, asta am înțeles. Da raportat la bugetul pentru anul 2024. Să ne spuneți despre ce sumă vorbim în concret. Știu că banii arocați pentru reabilitarea clădirilor cu risc seismic sunt semnificativ. De asemenea, programul național de construcții de locuințe sociale are de asemenea un buget bun și investiții în școli sigure și sănătoase de care ne și da. că făcut Sunt, la... Sunt alocări bugetare pe care noi o să le gestionăm. Cu corespunzător până la finalul acestui exercițiu bugetar, fiindcă nu ai cum din start să ai o previziune încât să știi exact dacă la capitolul bugetar la care ai alocat o anumită sumă o poți cheltui sau va trebui să o reportezi către alt capitol bugetar. Cert este că nu trebuie să crezi blocaje și trebuie să găsești soluții în așa fel încât actul administrativ să se poată derula. Fiecare dintre aceste programe la care dumneavoastră faceți referire sunt programe care trec prin diverse etape. Dacă stăm să ne raportăm la școlile sigure sau la spitalele sănătoase, clădiri care astăzi trebuie expertizate din punct de vedere al riscului seismic și încadrate în categoria 1. Toate aceste proceduri sunt extrem de. au anumită, un anumit parcurs. Ulterior trebuie pregătite documentațiile tehnice care duc la reabilitare, obținerea vizelor, emiterea autorizației de construcție, proceduri de achiziție în care să ai un constructor care să poată derula și, practic, toate aceste etape nu ne necesită sume foarte mari de bani, fiindcă sunt de fapt doar parte de documentații, parte de obținere de aviză, ceea ce implică sume foarte mari este momentul în care apar situațiile de lucrări, deja lucrările sunt începute, deja începem să implementăm proiectul și atunci noi trebuie să gestionăm la nivelul tuturor acestor programe în așa fel încât să avem o, o, eficiență în derularea programelor, fie că vorbim de Angel Salini, unde cu siguranță vom avea foarte multe situații de lucrări imediat ce timpul ne va permite, fiindcă sunt proiecte care sunt deja contractate. Cert este că față de bugetul anului trecut, Ministerul Dezvoltării a primit cu 4 mai mult. Este o sumă care vine în sprijinul tuturor acestor programe și în felul acesta reușim să derulăm, să derulăm foarte multe proiecte la nivelul autorităților locale cu adresabilitate extrem de diferită. Încă două aspecte, domnule ministru, programul pentru eficiență energetică, că se tot discută despre această eficientizare, înțeleg că a primit și acest program un buget record și PNDL-urile. Da, deci Programe, programul de eficiență energetică este un, a existat oportunitatea în decursul timpului și am avut și o șansă la nivelul administrației publice, fie că vorbesc de primărie, fie că vorbim de Consiliul Județean, de a aplica pe proiecte, pe fonduri europene. De această dată putem spune că există o mare provocare, iar Uniunea Europeană ne-a pus la dispoziție astfel de instrumente și am avut posibilitatea ca prin PNRR foarte multe clădiri publice să poată fi reabilitate. Fie că vorbim de spitale, fie că vorbim de muzee, fie că vorbim: știu eu, de clădiri publice în care își desfășoară activitatea instituțiile publice, dar în același timp avem și programe care sunt din bugetul național, unde, spre exemplu, autoritățile locale pot aplica pentru a eficientiza, pentru a învelopa blocurile din diverse zone ale țării, din diverse cartiere ale comunităților lor. Acest program prevede faptul că, pe lângă suma pe care o iei de la Ministerul Dezvoltării, să existe și o contribuție din partea cetățenilor sau asociației de locatari și, de asemenea, o contribuție din partea autorităților locale. Asta înseamnă o cointeresare, adică vei primi o parte din bani, evident, aproape 60%, dar tu, în același timp, partea cealaltă, 20%, trebuie să o iei de la cei care vor deveni beneficiari acestei, acestei investiții, mă refer la proprietarii locuințelor respective prin intermediul asociației de locatare, iar cealaltă parte vine din partea autorităților publice locale. În Aici felul acesta, da, la nivel local, în, în, felul acesta, sau există posibilitatea ca autoritățile publice locale să se pre, să integral a. și cota cealaltă și în felul acesta sunt și am fost în foarte multe localități iar primarul din Bistrița, Nelu cum m-a dus și mi-a arătat o parte din aceste obiective pe care el le-a reabilitat. Contează foarte mult ce și propun cei din administrație și modul în care își doresc să-și înfrumusețeze localitatea. Așa este. Până la și om, în același timp să vină să, vină de de să creeze condiții cât mai bune pentru confortul cetățenilor. Că asta este și pe lângă aspectul exterior contează foarte mult faptul că toate aceste locuințe ulterior vor avea vor duce la eficiență energetică și uh, la costuri mult mai mici de întreținere. Sigur că da. Și PNDL-urile? PNDL-urile sunt uh, Proiecte care sunt începută de unele dintre ele de aproape 10 ani de zile sunt proiecte care au, sunt într-un grad de implementare foarte mare, peste 90%, atât PNDL NDL1 cât și PNDL 2 Am creat niște instrumente la finele acestui exercițiu, la finele acestui exercițiu bugetar pentru PNDL, în așa fel încât să avem posibilitatea să ajustăm prețurile și în același timp să putem face acte adiționale pentru proiectele care nu au putut fi terminate datorită faptului că au apărut diverse situații pe parcursul derulării acestor proiecte, dar sunt proiecte care au dus la modernizarea României, sunt programe care cred că sunt extrem de necesare, după modelul PNDL 1, PNDL 2 a venit și programul Anghel Salini, care de altfel este tot un program care se adesează comunităților locale. Doar cine n-a vrut n-a putut aplica pe aceste programe. Domnule Moldovan, pare că dumneavoastră ați vrut, cel puțin dacă ne uităm la sutele de milioane de euro pe care le-ați adus acolo la Beclean, da. dar spuneți-ne că v-am văzut pe amândoi pe durata acestui interviu aprobând tot ceea ce spunea domnul ministru, deci pare că lucrurile sunt destul de transparente în ceea ce privește aplicarea către aceste programe. Cum ați procedat dumneavoastră? Da, clar. Eu am avut șansa să-l cunosc la Comuna Be Beclean, Beclean, de Brașov, când era președintele Consiliului de Țan, mi s-a părut uh, foarte deschis, dar n am mai, de când e ministru, nu, nu l-am deranjat, fiindcă nu -a fost, uh, -a fost nevoie. Deci nu sunteți unul dintre cei 40 de primari. Nu, mari, nu l-am deranjat niciodată, deși puteam, dar n-a fost cazul, fiindcă totul e pe platformă. Nu mai vorbesc de proiectele europene care, prin smis se încarcă, se descarcă, clarificăm, dar pe același procedeu și celelalte. Și chiar foarte multe, toate programele pe Ministerul Dezvoltării le-am aplicat. Blocuri anele, bloc social, izolare termică a blocurilor, Angel Salini. Nimic acum nu am ratat niciun nici program și toate mi s-au aprobat. Direct, fără să mă duc nici la semnătura efectivă să fac poza aia cu ministru, n-am făcut-o, a venit prin semnătura electronică, am retransmis contractele și pot să spun că aproape peste 50 de milioane de euro am derulat fără să văd ministru. Deși eu chiar îl apreciez, v-am zis că am avut șansa asta să văd și chiar este adevăr că pot să finanțez proiecte fără să vezi ministru. Deci, domnule Poca, înlăturăm nu, mitul conform căruia trebuie să mergi cu dosărelul și să faci presiuni la Ministerul Dezvoltării ca să reușești să implementezi niște proiecte la nivel local. Absolut așa este, deci transparența este maximă. Avem și noi două contracte semnate, unul cu alimentare cu gaz metana întregii comune, care este de 28 de milioane de lei, dar eu promit domnului ministru că totuși o să-l caut și vă spun de ce, <laughs> pentru că... Să știți acest, că vă aude, că o să-i trimit da, acest, pe acest proiect a fost depus la POIM, la Programul Operațional de Infrastructură Mare, în 2019. Noi, ca să licităm în 2023, am, a trebuit să reactualizăm acest proiect, și uh, au crescut prețurile cu 30%. Practic, această sumă ne lipsește ca să terminăm investiția pentru întreaga comună, dar am văzut deschidere totală în sensul asta și cu domnul director, de la, director general de la Angel Salini și este interesul și a Ministerului și a tuturor ca un sistem să fie terminat și să fie funcțional. Pentru celălalt proiect avem uh, Ordinul de Ministru pentru Modernizare, Drumuri și Străzi în Comuna sunt. Craiu, de 10 milioane de euro, de 10 milioane de lei, să nu mai vorbesc pe un PNRR, care am încercat să obținem toate finanțările posibile. Deci, procedura este transparentă, relația cu Ministerul Dezvoltării este una deschisă, deci se poate să și întâmpinați probleme pe parcursul acestor etape, dar e important că vi s-a transmis mesajul, că se poate dialoga și... Totdeauna probleme sunt, de aia sunt de în rezolva, acolo, sigur votați da. ca să Problemele. Așa este. Atât vreau să vă mai întreb legat de aceste etape. Lămuriți-mă cu etapa de clarificări, pentru că se întâmplă ca multe proiecte să fie aprobate, după care ți se solicită anumite clarificări, și în urma acestor clarificări se poate și respinge un proiect. Uh, nu, n-a fost niciodată situația, dar. Sigur, clarificarea înseamnă atunci când apare o speță în care, știu eu, nu nu-i înțeleasă bine de cei de specialiștii care ne verifică fiecare pas sau trebuie chiar să aducem unele clarificări, modificări. Efectiv, în, când tra transmitem o hotărâre sau un deviz sau și până nu este clarificat, adică conform uh, cu finalul proiectului, atunci asigur nu se dă drumul la următorul pas, adică la plată sau la uh, cererea de plată sau de prefinanțare da. uh, sau efectiv însemnarea contractului. Dar cele mai multe fonduri cu ajutorul cărora ați reușit să faceți niște proiecte importante în comunitățile dumneavoastră sunt banii europeni, spuneți. Exclusiv, deci fără, fără banii europeni, cred că comunitățile noastre, îți convins că și la nivelul unei comune mici, era imposibil și la orașele mari să putem să susținem proiecte de asemenea învergură. Niciodată. Cred că în 50 de ani nu puteam să fim la nivelul astăzi de dezvoltare cu comunitatea noastră dacă nu erau aceste posibilități de finanțare europene. Să știți că noi avem o rubrică, să-i spunem, surpriză, dar poate că deja sunteți familiarizați cu ea. Avem câte o întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră, că nu avem timp de mai multe. Răspunsul trebuie să fie dat într-un minut, în 60 de secunde. Haideți că încep cu dumneavoastră, domnule Poca. Colegii sunt pregătiți cu timerul să intrăm în anul acesta electoral. Ați inaugurat de curând un patinoar artificial în cadrul Comunei Sâncraiul. Este un, o investiție de 700.000 de euro, dacă nu mă înșel. Ce le răspundeți celor care spun că ați fi putut să investiți pentru alte priorități acești bani? Nu, alte priorități nu sunt, având în vedere că infrastructura mare este rezolvat prin fonduri europene și am accesat în ultimii 12 ani cam peste peste 20 de milioane de euro nerambursabil, uh, drumuri, străzi, ulițe asfaltate, apă, canalizare, trotuare, șanțuri pentru apa pluvială, iluminat cu LED, a venit rândul și a bazinului de not și a uh, patinoarului acoperit. Uh, dezvoltăm și infrastructura școlară și infrastructura de sport. Uh, nu sunt uh, alte uh, probleme mari. Acum, sigur, cu gazuri, dar a trebuit să așteptăm magistrala, care acum a sosit la noi și, și aici am depus pe finanțare europeană, numai din păcate, puține au fost finalizați și au fost preluate în Anghel Salini. Dar patinoarul va fi și pentru turiști sau e dedicat dar, patinarul special? Patinoarul va fi pentru toată lumea. Deci, cumva Înainte de masă și va turiști, până la urmă. pentru școală, de la 2 la 6, ca și bazinul, pentru toată microregiunea și în weekend și după ora 6, pentru tot public. Domnule Moldovan, nu ne-ați spus dacă mai candidați și anul acesta, dar știm că sunteți extrem de longeviv în funcție și ați și realizat acolo, acum sunt lucruri vizibile, dar spuneți-mi și dumneavoastră ce le răspundeți celor care spun că o localitate nu se poate dezvolta pe termen lung sub viziunea unui singur lider. A, nu, nu cred că suntem un singur lider. Suntem o echipă care n-aș putea să aduc toate finanțările dacă n-aș avea o echipă serioasă și chiar asta îi harul, să zicem așa, a liderului să formeze o echipă. Suntem o echipă, pentru asta v-am zis că nu există nici tendință de grevă, oameni care înțeleg ce înseamnă să se implice la nivelul comunității și să aducem. O viziune de viitor pentru localitatea pe care o reprezentăm. Liderul, sigur dumneavoastră, liderul chemați la televizor presa liderul, dar există liderul, dar dacă n-ar fi echipa, n-ar fi rezultatele care le avem. Așa este. Suntem în ultimele secunde și atât foarte pe scurt pe fiecare dintre dumneavoastră să-mi spuneți ce model de politician ați avut când ați ales să intrați în politică. Vă rog, domnule Poca. Ca și politician, eu știam că trebuie să fiu hotărât și consecvent și aceste principii și munca în echipă, cum zicea și colegul și totdeauna cei din comună știu că împreună totdeauna vom fi puternici. Aveți un politician pe care îl admirați? Nu, nume neapărat, prenume, nu vreau. neapărat, cu siguranță că sunt pe toate paleta Domnule politică. Moldovan, Da, am un politician. Nu știu Aveți dacă pom. mai politician nu -e. Ioan Rus, de la Cluj. Am înțeles. Vă mulțumesc frumos pentru că ați fost în această seară alături de noi. Vă felicităm pentru toate proiectele pe care le-ați desfășurat și vă așteptăm cu mare drag și într-o ediție viitoare. Mult succes anul acesta! An. Doamnelor mulțumim. și mulțumim. domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi și ne-ați urmărit toate cele bune.